Am revenit, avem în telefon un magistrat din Neamț, doamna Carmen Chirilă, care sigur știe mult mai bine ca noi cum ar trebui gestionate aceste lucruri și are un punct de vedere mult mai profesionist. Bună seara, doamna Carmen! Bună seara! Eu aș vrea de data aceasta să discut în calitate de cetățean și de mamă, mai puțin în calitate de magistrat, deși magistratura este un drept de proprietate intelectuală al celui care o posedă. De ce vă spun că e necesar să vorbesc în calitate de om și de mamă? Asta ne și interesează, părerea dumneavoastră ca om, pentru că cunoașteți foarte bine aceste lucruri care se întâmplă în Neamț. Da, m-a interesat din punct de vedere legal și al respectării drepturilor omului, tocmai pentru că am sesizat anumite abuzuri de neimaginat la nivelul județului Neamț. Am fost în măsură să consult un dosar de prospecțiuni care dintre cele care au fost depuse de firmă la nivelul primăriilor și am constatat erori incalificabile, lipsa avizelor elementare, încălcări ale propriilor proceduri, astfel încât am rămas cu surprinderea de ce sunt acceptați la nivelul autorităților administrative județene și locale și sunt promovați chiar cu aceste ilegalități inimaginabile. S-a folosit dinamită. Nu mai știu exact acum, dar găurile făcute prin anumite localități, și eu am părinții dintr-o zonă apropiată de Roman care s-au confruntat cu astfel de operațiuni ale firmei, și vă spun că pentru folosirea dinamitei nici măcar nu exista avizul de la Ministerul Apărării Naționale Noroc că sau de la noi suntem Ministerul. amendați dacă folosim petarde ilegal. Da. Exact. Da. Sunt în acel dosar am observat avize doar pentru anii de până în 2013, pentru anul 2014 nu. De ce credeți că dumneavoastră și noi le-am observat? Dar autoritățile nu le-au prea observat. Nu le-au observat data, nu au observat firmele, nu au observat cam nimic. Sunt neglijente Este o autoritățile? întrebare retorică, mai ales că evenimentele mondiale duc la concluzia că opinia publică s-a opus ferm operațiunilor de fracturare hidraulică și tot parcursul până la explorarea și exploatarea prin această metodă. Deci, la nivel mondial se iau măsuri hotărâte împotrivă, Cei de la iar prospecțiuni spun că nu caută gaze de șist, ei spun că caută caută altceva. doamna în interviu a spus că Da. ce au spus cei de la prospecțiuni, că Da. pentru gaze de șist au venit. Da. Da. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Acum ar trebui să mergem pe opinia oficială a prefecturii, care a dat acel comunicat de presă, în ideea că nu au nicio legătură cu gazele de șist. Părerea mea este că ar trebui crezuți, dar la nivelul Consiliului Județean și la nivelul consiliilor locale, în parte, să se dea o hotărâre în sensul că orice altă procedură pe viitor care privește fracturarea hidraulică să fie interzisă. Și atunci toată Credeți lumea va că fi mulțumită. în actuala componență politică și în actualele interese din județul Neamț și din România se va întâmpla vreodată să se dea o asemenea hotărâre?
Vorbim de bani care sunt în spate, sume colosale, nici nu știm să le pronunțăm măcar. Sume colosale, da, și așa cum am perceput de la nivelul primăriilor și consiliilor locale, există o temere de operațiunile care vin de la centru. Deci se tem de Consiliul Județean, mie primarii mi-au spus clar, da. Probabil v-au spus și dumneavoastră primarii aceleași lucruri din spate, că se tem de o anumită persoană de la Consiliul Județean care o să le taie bani, o să le taie toți dacă nu dau drumul. Ei primarii sunt acum între cineva de la Consiliul Județean și oameni, nici nu știu în ce parte să se uite. Da, eu am fost printre semnatarii unui memoriu la începutul anului, adresat și prefecturii și Consiliul Județean, prin care am cerut niște lămuriri privire la activitatea firmei. Și într-o discuție telefonică cu domnul consilier de la Consiliul Județean Hanganu, mi s-a spus clar că sunt ilegalități majore și că vor seziza parchetul. Au seziza parchetul, s-a dispus suspendarea activităților, iar printr-un artificiu procedural care este posibil pe procedura actuală penală, dosarul a ajuns la în cercetarea parchetului în altei curi de casație. Această ordonanță procurorului a apărut în presă, au apărut referiri la aceasta. Practic se anulează considerarea infracțiunii de autorizare, de construcții fără autorizare pe legea 50 din 1991. Dar această ordonanță este atacabilă, este încă în termenul de atac cu plângere la judecătorul de drepturi și libertăți. Nu știu dacă mai este în termen, nu știu dacă nu cumva a trecut și a venit cam greuți la noi. Am impresia că a trecut termenul de zile, curge, da, de la comunicarea hotărârii ordonanței către persoanele interesate. Vi s-a comunicat cuiva personal în afară de prospecțiuni de firma care a fost implicată? Cred că a ajuns, din câte știu eu, la poliție, la... Nu, asta este cu totul altceva. Comunicarea, da, către partea vătămată din acel dosar, asta ne interesează. Dacă o fi ajuns către Consiliul Județean, e foarte posibil să fie totul în regulă. În regulă. Deci, dumneavoastră, ca om, opinați că ceea ce fac cei de la prospecțiuni, cel puțin din ce ați văzut ca mărturii ale oamenilor, nu prea este în, haide să spunem, măcar în limbi, da, bunului simț? Deci faptul că procedează noaptea prin abuzuri, prin insistențe asupra, pentru a obține acorduri de la proprietari, tocmai pentru că sunt implicată, v-am spus, părinții mei sunt în zonă, trăiesc într-o societate și aud multe lucruri, îmi creează ideea clară că nu vor să lucreze legal pentru că au ceva de ascuns. Vă mulțumesc foarte frumos pentru această intervenție. Părerea dumneavoastră de om, dar spatele de profesionist, de om și contează, de mamă, da? Contează că, foarte mult. Pentru că mi-e teamă că fac eforturi să-mi cresc acești copii și pe viitor ei să trăiască într-un mediu artificial, lipsit de viață, lipsit de sănătate, și atunci trebuie să ne apăr cu toată forța de care dispun familia și implicit mediul înconjurător. Da, vă mulțumesc, da, foarte frumos și o seară frumoasă în continuare, doamna judecător. Bună seara! Vedeți, nu prea găsim pe nimeni care să fie de acord că cam ilegal trebuie să se intre pe terenurile oamenilor. Cam toată lumea spune la fel. E foarte important, dumneavoastră, să stați de vorbă cu cei din Războieni. Ce se va întâmpla dacă ei o vor lua de la capăt cu incursiunile în Războieni? Probabil o să stie ca atunci în ianuarie, pe două ore să-i adune poliția de prin păduri. Probabil, sperăm să nu se ajungă chiar acolo. Așa s-a întâmplat. A convocat primarul vreo adunare, ceva, să vă spună ceva, să...
Acum sau atunci? Acum. Că vor începe din nou. Deci, foarte mulți primari s-au întâlnit la Consiliul Județean cu prefectura să li se spună că se va începe din nou, trebuie să respecte niște reguli. Au făcut primarul cu dumneavoastră întâlnire? A eschivat, a spus că cei de la prospecțiuni trebuie să convoace dacă doresc. El nu are nicio obligație. Da, într-un fel are dreptate și dumnealui. Da, mai sunt 2 ani până la alegeri. Era mai aproape, probabil, altfel stăteau lucrurile, așa. Da. Doamna psiholog, ce părere aveți? Ce părere să am? O părere generală despre tot ce se întâmplă în Neamț și... Suntem afectați. Sincer vă spun, nu am ieșit aici pe post, nu am mers la Războie, nu am mers la Rădeni, nu am mers la Ștefan cel Mare, că nu am ce face acasă. Într-adevăr, situația este critică. Se lucrează, după cum vedeți, ilegal și imoral. Ce putem noi face ca cetățeni? Cred că trebuie să ne axăm foarte acum, în momentul de față, pe ce putem face. Să prevenim anumite acțiuni, eu știu, și de violență, și să... o sondă care să foreze, eu știu, și să boleze mediul. Toți cetățenii care sunt agresați, sunt forțați de către cei de la prospecțiune să le dinamiteze terenurile, să nu semneze absolut niciun act cu această societate, să fie vigilenți, să-și păzească terenurile, să se informeze, să fie solidari, da? Fac un apel la solidaritate ca toți cetățenii să lupte împreună, pentru că 1, 2, 3, așa, nu știu dacă vom rezolva ceva. Dacă să în această etapă... Pe căi legale, da? Și să-și apere pământul strămoșesc. Dacă în această etapă nu vom rezolva ceva, va urma a doua etapă, când toate aceste date geofizice, da? Vor fi strânse de către cei de la 10 prospecțiuni SA și date mai departe către o firmă cum este Chevron. Și vom fi la mâna acelei companii care va hotărâ unde, cum și când să foreze. Și eu cred că în cel mai scurt timp se va întâmpla acest lucru. Deci nu sunt pesimistă, sunt realistă. Eu pe 7 decembrie 2013 am fost la Pungești și am văzut la fața locului ce înseamnă jandarmi, ce înseamnă forțe care te, pur și simplu, te mână ca pe o turmă de vite. Puse tu nu în ai slujba cetățenilor? Puse în slujba firmei Chevron, da? Nu în slujba cetățeanului. Noi acolo eram așa ceva la Neamț. Deci noi acolo eram dușmani. Deci eu cu românul îmbrăcat în ținută de jandarm devenisem dintr-o dată dușmani. Da, eu cred că la Neamț, dacă s-ar întâmpla așa ceva, Doamne ferește, sper să nu se întâmple, cei de la jandarmi vor avea mari probleme. Pentru că ei de fiecare dată i-am văzut că au o altă strategie. La Neamț nu vor să fie ostentativ. La Neamț chiar sunt mai aproape de... Domnul Iosub Robert, acolo nu au fost aduși jandarmi neapărat din local. Zonă. Au fost aduși din Bacău. Ca să rezolve problema și să nu fie implicații emoționale. Tocmai am primit de la redacție că cei de la prospecțiuni... Ne felicită pentru activitatea jurnalistică, ne mulțumesc de invitație, dar pentru că au fost anunțați prea din scurt de câteva zile, nu au putut să vină. Îi anunțăm noi pe această cale, pe domnii de la prospecțiuni, că săptămâna viitoare, surpriză, vom fi în București și surpriză, ei ne-au spus că nu au reprezentat în Neamț care să vorbească cu noi, surpriză, vom merge noi la ei la București săptămâna viitoare și sper să comunicăm civilizat, vom veni la București. Sper să găsim și pe cineva la prospecțiuni. Revenim. Ce ar trebui să facă oamenii? În primul rând, cetățenii, deși există în acest moment o stare de neîncredere în instituțiile statului, în momentul în care le este încălcată proprietatea să sune la 112... Și dacă sună la 112 și se spune, cam târziu, să ne anunțe pe noi... Dar să vedeți vedem că dacă ne anunță drepturile după ce li s-a intrat pe proprietate. Este bine și acum, uitați, purtăm o discuție, sperăm că cei care sunt puși să protejeze cetățenii să o facă, să vină sprijinul cetățeanului și a companiilor private, dar să știți că la nivelul societății există o stare de neîncredere. E normal. Politica adusă de parte de cetățean.
neinformarea, starea aceasta de suspiciune aduce la nivelul cetățeanului o stare de neîncredere. Iar această stare de neîncredere se materializează în tensiuni care pot denatura oricând. Este ca și cum este aruncat gazul și dacă ar fi să ne referim la pericolul din est care se aclamă, să nu vină alții să ne aprindă chibritul. Deci, în acest moment este nevoie de a da o încredere cetățeanului că îi sunt respectate drepturile, că este respectată proprietatea și că este cineva care îl apără. Da. Pentru deci, aia, deci eu am să vă dezamăgesc profund în această seară și pe dumneavoastră și pe doamna psiholog, am să vă dezamăgesc maxim. Tot este că avem gaze de șist, că nu avem gaze de șist, că e bine să le exploatăm, că nu e bine să le exploatăm. Vă spun eu, oficial, România, dacă de mâine nu mai ia gaz de nicăieri, se închide România ca la, facem ca în Cuba. Închidem totul. Avem resurse descoperite deja, deci nu altele care să le prospectăm acum. De pentru gaze convenționale. Hidrocarburi convenționale, pentru da. 45 de ani, din momentul sigur ăsta, da. Stând în cuiață. Dar, dar, cumpărăm la ora actuală, din afară, 1000 de metri cubi cu 500 de dolari și o vindem. O vindem din producția internă cu 125 de dolari. Da. Suntem foarte buni afaceriști. Deci vindem cu 125, dar cumpărăm cu 500 și rezervele deja descoperite. Deci nu că mai prospectăm să mai găsim. E deja pe teritoriul României, ajung pentru consumul României la ora actuală cu oale, cu... Și doar să aveți impresia că cetățenii nu știu. Nu prea știu. Păi vedeți, o să aveți o mare surpriză, să vedeți că lumea este foarte bine informată. Chiar și la Pungești, vreau să spun că 3/4 din localitate este conectată la internet. Păi ei cu asta trăiesc acolo. Dar asta spun, vin autoritățile. Vine domnul Culiță Tărță, vine X, vine Y și spune, vă opuneți progresului. Da. Vom descoperi resurse și vom deveni independenți. Sloganurile astea nu mai merg. Noi suntem deja independenți. Nu mai merg. Dacă este să ne izolăm și să nu mai trimitem noi gazul nostru intern la prin băieți deștepți, pentru că și gazul are la fel ca și curentul. Băieții lui deștepți. Și pleacă la maxim 200 de dolari din România și noi îl importăm la 500. Tare nu mi-ar fi așa să aflăm peste câțiva ani că noi importăm la 500 gazul care îl exportam pe partea asta de 200. Să nu fie cumva același. Deci, cu alte cuvinte, induceți ideea că statul este organizat în stil mafiot. Da. Nu statul este organizat în stil mafiot. Că nu, este, un stat, nu, este stat mafiot. Nu. Deci aici vă contrazic. Dacă... Vă contrazic pentru că cunosc... Nu, eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Nu, vă contrazic pentru că eu cunosc și această lume puțin mai infracțională, mult mai infracțională, și vreau să vă spun ceva. Mafioții au niște reguli care le respectă. Statul român a trecut de nivelul ăla. Nu mai respectă nici propriile reguli. Deși mafiotul spune, nu îl împușcăm când e cu copilul. Nu intrăm în casă la bătrân. Nu, au niște reguli care le opresc. Dar, repet, îi spuneam domnului la începutul emisiunii, avem în război un exemplu clar. L-au bătut comuniștii, l-au uscat ca să dea semnătură să ia pământul la colectiv. Nu a dat, nu l-a luat. Deci am trecut de mult de orice normalitate. Și am să vă rog să răspundeți strict pe meseria dumneavoastră. Ce se întâmplă în mintea unui om când vede, în mintea acelui om de 82 de ani, care vede el că toată viața a fost bătut, nu a dat pământul, și acum intră pe cuvânt la el ca la ei acasă. Ce se întâmplă în mintea acelui om? Se întâmplă lucruri firești, omenești, în sensul că toate speranțele lui au fost năruite. S-a așteptat la un regim, da, post-comunist, un regim decent, un regim democratic în care drepturile să fie respectate și vedem că trăim un neocomunism, un neomarxism acum. De fapt, nu știu cum să-i spun, o stare de anomie, de dezordine socială, unde statul român mă întreb dacă mai există. Dacă mai există statul român. Să știți că celor care conduc le convin această stare de anemie a cetățeanului și această stare de neîncredere în instituțiile statului, exact, că nimic nu se mai poate de face. De ce spun asta? Până și pe vremea lui Ceaușescu, când au zis că era, nu se mai dea nimeni jos, au fost dat jos. Această și, stare de... Doamne ferește,
să se aprindă acea scânteie. Da. Noi ca asociație am atras atenția. Noi am dat un comunicat de presă în care am atras atenția factorului politic că această politică dusă departe de cetățean. Ceea ce se întâmplă în acest moment și la Pungești și în județul Neamț au dus la o neîncredere și mai mare, iar cetățeanul, nesimțindu-se protejat de către instituții, pot să ajungă să-și ia în mână dreptatea. Aici este cel mai periculos. Păi aici este pericolul cel mai mare, lucru cu care nici noi nu suntem de acord. Nici eu nu sunt de acord și știu cu siguranță că la un moment dat cei de la prospecțiuni... Dar am avertizat clasa politică pentru treaba asta. La un moment dat cei de la prospecțiuni în zona Războieni erau așa de îndrăgostiți de codru că nu mai vreau să iasă din codru. Oamenii, domnul vă poate confirma, oamenii le spunea polițiștii: haideți, veniți, nu că sunt oamenii aia acolo, haideți, veniți în coadă. Nu, noi mai stăm în pădure puțin. Cum e posibil ca această societate să încalce în mod repetat legea și dreptul de proprietate a cetățeanului și să nu fie luat pe sus de către, autorități și instituțiile statului. Da. Ați văzut? Deci nu naște la nivelul societății suspiciunea că statul este încârdășit cu această companie pentru încălcarea dreptului de proprietate. Deci dumneavoastră, vedeți, sunteți apolitic. Doamna este apolitică clară. Domnul nu face nicio partid, nimic. Eu poate sunt subiectiv, poate sunt, zice lumea, că sunt cu unii sau cu alții. Dar vedeți că la Războieni, la Păstrăveni, la acolo, mijlocul codului, toată lumea duce totul către un singur nume. A vorbit primarul cu domnul Tărâță, a vorbit cu Tărescu cu domnul Tărâță, a vorbit cu Tărescu cu domnul Tărâță. Vedeți, deci cam toate treburile vin totuși de la un nivel central spre... Păi stați puțin, să știți că și noi avem aceste informații și traficul de influență este sancționat de către legislație. Deci dacă cei care sunt puși să vegheze la treaba asta și ar face de plin datoria, lucrurile ar merge foarte bine. Dacă cei care s-ar uita frica... măcar la cei bătrâni să se ducă să-l întrebe pe primar. Nu mai există, vă spun un singur lucru, frică de Dumnezeu. Pentru că toți ne uităm în stânga, în dreapta, ce face stânga? Doamne, dar sus ne uităm vreunul dintre noi? Sau cei care conduc județul ăsta și țara asta? Doamne, ne uităm și sus? Deci cei care știți conduc, ce era spus în... cei care conduc județul ăsta, știți ce era scris în... știți ce este scris în psalmii lui David? Când ajung să conducă oameni de nimic, nelegiuiți mișnu pretutinde. Da. Și părintele Arsenie Papacioc a spus un lucru foarte important. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, atunci înseamnă că este un păcat. Deci acești oameni care ne conduc pot să facă un bine cetățenilor lor. Doamnă, și fac, nu fac îl fac bine, dar pentru buzunarul lor. Păi ați spus deci în timpul emisiunii că e vorba de foarte mulți bani. Nu putem noi să-i cuantificăm. Da, într-adevăr, este vorba de foarte mulți bani. Dar ce facem? Vorba domnului Cristian. L-am pierdut pe Dumnezeu, am pierdut bunul simț. Unde suntem? Într-o stare de anomie socială. Căderea din credință ne-a dus între cele mai jos. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și repet, cel mai important de la această masă, să știți că este domnul Balan, care a stat în stradă acolo cu oamenii și... Ce faceți? O luați de la capăt acum? Ordin cu plăcere! Cine vă dă ordin? Cine vă plătește? Domnul Balan, cine vă plătește să ieșiți dumneavoastră cu toți oamenii în sat, să plecați de la slujbă? Cine vă scoate pe dumneavoastră de la slujbă în stradă? Ia să ne spuneți dumneavoastră rapid, că e vorba că niște ONG-uri plătite de la ruși. Cine vă scoate de la slujbă, domnul Balan? Vă poate confirma soția că în lunile februarie și martie nu am plătit ratele. Din ce cauză? Deoarece benzina, banii de rate, am consumat pe benzina când îi căutam pe băieții de la prospecțiuni. Și nu știu, cred că este suficient. Nu știu, dacă se vede telefonul meu cu care toate filmulețele cele, ce hal arată. Și nu ONG-urile din Rusia, vă rog frumos. Poate primesc o donație, un telefon serios cu această ocazie de la domnul Putin, de la Gazprom. Deci am râs, am vorbit și lucruri foarte serioase. Ne apropiem de finalul emisiunii. Încă o dată fac un apel la toți cei pe terenul cărora s-a montat tot felul de dispozitive explozibile de către cei de la prospecțiuni, chiar dacă s-au montat fără voia proprietarului, vă rog eu în nume personal și cei de la poliție, toată lumea vă roagă,